Semaforele inteligente din Drobeta, Turnu Severin, acționate de pietoni prin apăsarea unui buton, au devenit funcționale, având ca scop asigurarea condițiilor de siguranță rutieră ale participanților la trafic. Primele date în folosință sunt cele de la intersecțiile străzilor Șincai și Gheorghe Anghel cu bulevardul Tudor Vladimirescu. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, a atras de-a lungul timpului numeroase proiecte pe fonduri europene care au schimbat în totalitate fața orașului nostru. De această dată vorbim despre un proiect privind sistematizarea traficului rutier. Facem eforturi să sistematizăm traficul în Turnu Severin, mai ales că numărul de mașini a crescut foarte mult, orașul este din ce în ce mai aglomerat, și acest proiect pe fonduri europene asta face, încearcă să sprijine sistematizarea traficului în oraș. E adevărat, mai sunt ceva semafoare în plus, dar ceea ce este foarte important, ele vor fi prinse într-o undă verde, vom avea posibilitatea să mișcăm și mai repede traficul, ne ajută foarte mult la fluidizare. E un proiect de 12 milioane de lei pe fonduri europene, el face parte din proiectul pe fonduri europene în valoare de 83 de milioane, proiect în care am prins inclusiv reabilitarea străzilor de care am tot vorbit în perioada care a trecut, Banovița, vorbim de Bulevardul Vârciorova, o parte din străzile din Schela, o parte din străzile din Banovița. Deci un proiect frumos pe fonduri europene, un proiect care ajută foarte mult orașul. Semafoarele inteligente din Drobeta, Turnu Severin, acționate de pietoni prin apăsarea unui buton, au devenit funcționale, având ca scop asigurarea condițiilor de siguranță rutieră ale participanților la trafic. Primele date în folosință sunt cele de la intersecțiile străzilor Șincai și Gheorghe Anghel, Bulevardul Tudor Vladimirescu. În acest moment, din câte am vorbit și cu cei care se ocupă, sunt doar la nivel experimental. Se vor culege date în această perioadă, urmând ca din toamnă el efectiv să intre pe timp de stat la semafor, pe fluidizarea traficului. Eu spun că pentru municipiul Drobeta, Turnu Severin, acesta va fi viitorul. Vom încerca din ce în ce mai mult să ne implicăm în această problemă a traficului, având în vedere și condițiile în care trăim în Turnu Severin. Este un oraș destul de aglomerat în acest moment. În contextul în care municipiul Drobeta, Turnu Severin este un oraș aglomerat, mașinile sunt din ce în ce mai multe, iar numărul acestora continuă să crească. Trebuie găsite soluții atât pentru parcarea autovehiculelor, cât și pentru un trafic fluidizat și în siguranță pentru toți participanții. Pentru municipiul Drobeta, Turnu Severin înseamnă un sistem de traffic management full adaptiv, bazat pe datele reale de trafic transmise în timp real, astfel încât sistemele de semaforizare vor funcționa pe timpi adaptivi, în funcție de datele de trafic. Plusul, în primul rând, pentru pietoni va fi acolo în intersecțiile în care în acest moment nu sunt semaforizate, sunt câteva treceri de pietoni cunoscute cu risc mare de accident pentru pietoni, urmând ca prin semaforizare aceste treceri să asigure o siguranță în plus pietonilor și participanților la trafic, tuturor participanților la trafic. Pentru început, acest proiect cuprinde cele 12 intersecții de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, urmând ca mai apoi să fie introduse și în intersecțiile vechi. Astfel, punerea în funcțiune a instalațiilor de semaforizare din cele două intersecții va avea o contribuție importantă în reducerea numărului de accidente rutiere din municipiul Drobeta, Turnu Severin.